Zunivers Podcasts. În constelații, de fapt, este revelat inconștientul nostru. Este calea cea mai ușoară prin care poți accesa inconștientul și poți vedea toate aceste părți frânte din tine și poți decripta mecanismele de apărare pe care ți le-ai format ca să poți trece ulterior peste durerea traumei pe care ai avut-o. Mulți întreabă, dar ce treabă am eu cu trecutul? Dar ce treabă am eu să mă apuc să rezolv ce n-a făcut bunica? Păi, tu ai legătură cu trecutul pentru că tu îi conții. Pentru că tot acest trecut este încriptat în ADN-ul tău. Unde pot să merg să vindec părți din sufletul meu care sunt rănite, dar nu neapărat de niște răni care îmi aparțin, ci de niște răni, de exemplu, ale mamei. Când înțeleg că nu este vorba de ceva ce n-am făcut sau aș fi putut face, când înțeleg că lucrurile au fost generate cu generații înaintea mea, atunci ceva în mine se poate liniști. Astrolove cu Lavinia Badea, un podcast Zunivers. Bun găsit, dragilor! Bine ne-am găsit într-o nouă ediție a acestui podcast Astrolove. De data aceasta am ales o temă frumoasă. Vreau să vorbim despre astrologie, psihologie și constelații familiale. De ce? Pentru că sufletele noastre sunt legate între ele de, să zicem, un fir invizibil și de foarte multe ori preluăm inconștient din povara altui suflet, fie mama, fie tatăl, fie un prieten, fie un profesor, fie un om pe care nu l-am cunoscut, dar a cărui energie o purtăm. O am lângă mine pe Ioana Păduraru, psihoterapeut și facilitator de constelații. Ioana, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc eu că ai acceptat și tare mult îmi face plăcere această discuție între noi și cu mare drag aș vrea să o povestim așa de la suflet la suflet, să o dăm mai departe oamenilor care se uită în momentul de față la noi și hai să pornim așa la cald cu tema despre care am și precizat mai devreme, constelațiile. Draga mea, spune-mi în primul rând, ce înseamnă această idee de constelații familiale? Este bună întrebarea ta, dacă e să ne legăm un picuț și de tema plăcută sufletului tău, astrologia și astronomia. Constelațiile reprezintă o aglomerare de corpuri cerești, de stele, legate, unite între ele de un fir nevăzut, așa cum spuneai și tu mai devreme, da? Care la final arată un anumit pattern și au anumită formă. Acum, ca să fiu mai concretă un picuț, să spunem, constelațiile sunt o așezare în spațiu a unor reprezentanți pentru membrii familiei mele, cel care vrea să-și lucreze constelația, și din această reprezentare spațială putem deduce ce disfuncționalități apar chiar din așezarea lor și din relația care se creează între acești reprezentanți, având drept scop, de fapt, facilitarea unor legături bazate pe onestitate, pe respect, pe înțelegere. Eu o să recunosc, merg la constelații, sunt ca orice om spiritual, încerc să înțeleg viața din absolut toate punctele sale de vedere și practic, cu alte cuvinte, cum am înțeles și am perceput eu partea aceasta de constelație, unde pot să merg să vindec părți din sufletul meu care sunt rănite, dar nu neapărat de niște răni care îmi aparțin, ci de niște răni, de exemplu, ale mamei. De exemplu, concret, mergem la constelații, iar acolo sunt mai mulți oameni care, practic, nu se cunosc între ei, se formează un câmp, o energie, practic, o legătură între oamenii aceia, ei nu trebuie să se cunoască între ei, să nu aibă nicio legătură unul cu celălalt, dar când vorbim despre rol sau despre reprezentare și te rog să mă corectezi dacă exprimarea mea nu e cea corectă, practic eu dacă am o problemă cu mama sau în relația mea cu mama a existat o situație pe care nu am reușit să o înțeleg, pot să vin la constelații să-mi lucrez această relație, iar eu din acel
cerc, din acei oameni, îmi pot alege un reprezentant. La asta te referai, bănuiesc, puțin mai devreme. Și, practic, eu lucrurile acestea, de exemplu, dintr-o hartă natală, le pot detecta instant. Îmi dau seama, uite, ai de lucrat în relația cu mama. Iar în cadrul acelei constelații, tu cum îți dai seama că un om are de rezolvat, de exemplu, relația cu un părinte, cu o prietenă sau o rană care să nu este a sa, ci este preluată? A trăit foarte mult cu ea. În primul rând, acest lucru este revelat din însăși constelația, din modul în care participanții la acea constelație, reprezentanții aleși, intră în rolul respectiv, așa cum ai spus, neștiind nimic despre persoana pe care, sau personajele, pe care le reprezintă, acest lucru fiind posibil datorită câmpului morfogenetic, care este destul de cunoscut și studiat. În acest moment, câmp care ne poate ajuta să putem manifesta chiar și dureri fizice ale personajului pe care îl interpretăm. Trăirile sunt atât de autentice încât de foarte multe ori protagoniștii, cei care își lucrează constelația, rămân exagerat de uimiți, văzând cât de bine sunt ei reprezentați în acel joc. Deci, cu ajutorul acestui câmp, ni se relevă toate informațiile de care avem nevoie și din felul în care fiecare personaj exprimă ceea ce simte sau uneori îi invit să nici măcar să nu vorbească, să lase mișcările sufletului, să iasă la suprafață, pentru că vreau de multe ori, dacă observ că persoana nu este destul de centrată astfel încât să poată reprezenta cu adevărat personajul pe care îl interpretează, o rog să se centreze un pic, o rog să intre în sufletul ei și să lase sufletul să vorbească. Da, confirm lucrul acesta. Prima dată când am fost la constelații, și cred că mai mult de un an, da? Am fost surprinsă, am fost șocată, pentru că, uite, am să și povestesc, ca să fie foarte clar pentru oameni și concret. Am mers la constelație, m-am așezat frumos pe un scaun, iar o doamnă a ieșit în față, practic își lucra propria constelație, avea ceva de rezolvat în relația cu soțul său, care, din păcate, decedase, și doamna a ales mai mulți reprezentanți din acea sală care ar fi trebuit să joace niște roluri. Rolul mamei, tatălui, bunicului, soțului, copilului și așa mai departe. Și am remarcat și am rămas surprinsă de modul în care eu, ca și personaj, am simțit durerea fizică pe care o avusese copilul acestei doamne. Până nu te duci și nu lucrezi lucrul acesta, nu îl crezi. Nici eu, cu mintea mea, până să ajung, nu am crezut. M-am dus inițial, vă spun sincer, din mai mult o curiozitate și slavă Domnului, bine am făcut că am ajuns să mă duc să lucrez lucrul acesta, dar vreau să transmitem acest mesaj oamenilor să înțeleagă că de multe ori este extraordinar de greu să explicăm verbal prin cuvinte ceea ce se întâmplă în momentul când te duci. Este aproape imposibil. Da. Să poți să explici în cuvinte toată pleiada de fenomene care se întâmplă în timpul unei constelații. Pentru că noi, de fapt, atunci nu avem controlul. Și de fapt și de drept, un facilitator de constelații, ca într-adevăr să facă o treabă bună, ar trebui, în primul rând, să renunțe la control. Ar trebui să renunțe la dorința de a ști dinainte. Ar trebui să se ducă acolo dezgolit de orice așteptare și doar extrem de atent să surprindă aceste mișcări ale sufletului care leagă fiecare personaj și spun, de fapt, povestea. Da, pentru că sufletul spune atunci povestea, nu reprezentantul fizic, pentru că sufletul poate să fie, uite cum am văzut tot în constelații, era o rudă de la al 8-lea neam. Iar lucrul acesta în constelație se relevă prin personajele pe care le găsim. Da, este atât de profund și atât de liberator, vă spun sincer, încât vă recomandăm să încercați. Unde simțiți că rezonați, mergeți, pentru că nu veți regreta și mai mult de atât înțelegi poate unele alegeri sau unele trăiri sau unele somatizări din prezent și știi poate că nu sunt ale tale intuitiv, dar nu înțelegi cum să ți le explici altfel.
Eu am să spun în felul următor. Mie îmi place să spun că noi suntem strămoșii noștri sau noi suntem vârful de lance al unui sistem care a trecut prin foarte, foarte multe încercări, care s-a adaptat mai mult sau mai puțin la viață, care a făcut alegeri mai bune sau mai puțin bune, toate acestea fiind encriptate în fiecare celulă din corpul meu. Pentru că dacă eu conțin pe mama și pe tatăl meu, mama își conține părinții, tatăl își conține părinții și așa mai departe ne putem duce piramidal, este foarte simplu de înțeles de ce mulți întreabă, dar ce treabă am eu cu trecutul? Dar ce treabă am eu să mă apuc să rezolv ce n-a făcut bunica? Păi, tu ai legătură cu trecutul pentru că tu îi conții. Pentru că tot acest trecut este încriptat în ADN-ul tău. Și tu poți să spui, eu sunt eliberat. Eu vreau să trăiesc în afara sistemului meu și acest lucru nu se poate pentru că tu ești rezultanta sistemului tău. Aici vorbim despre o neacceptare a propriei vieți, energii, de exemplu? Sau o teamă. O frică destul de mare de durere. Pentru că, de fapt, noi cu ce avem de lucrat este durerea neprelucrată. Sunt dolii neîncheiate. Și dacă ar fi să ne gândim un picuț, pe vremea bunicilor noștri, a fost al doilea război mondial, urmat de o foamete în care au murit o groază de oameni, au murit copii de foame, au murit bărbații din război. E toată acea durere. Credeți că a putut cineva să stea atunci să zică, of, am nevoie de un psiholog și ce asta eu așa să mă procesez, să mă conțină cineva, să pot să-mi integrez pierderile? Nu, au trebuit să supraviețuiască, au trebuit să lupte pentru a putea duce viața mai departe. Numai că toată acea durere nu se disipă, nu se pierde. Ea rămâne ca un punct nodal, hai să-i spun așa, în arbore și își face resimțită prezența, pentru că sistemul este astfel creat încât caută rezolvări. El vrea ca, până la urmă, fiecare individ să evolueze, da? Deci este pro-evoluție și atunci nu poate permite să se perpetueze de la generație la generație, să se tot meargă cu acest minus, cu aceste lucruri neprocesate. Și atunci eu degeaba refuz să mă uit, pentru că viața mă va găsi oricum, de mine n-am cum să fug și de ceea ce conțin. Și mă voi întâlni în propria viață cu diverse blocaje, cu diverse lucruri neînțelese, cu, eu știu, cu anumite vise repetitive care mă sperie și pe care nu le pot înțelege, cu dorința nemaipomenită de a-mi închega o familie, de a lega relații fără rezultat, deși eu fac tot ce pot. Ia uite, am lucrat cognitiv-comportamental, m-am văzut, m-am radiografiat, am văzut cum sunt, unde mă poziționez, care îmi sunt nevoile, care îmi sunt limitele, da? Deci pe prezent am tot lucrat. Dar ce să faci dacă rădăcinile tale sunt bolnave? E ca și cu o plantă în grădină, da? Dacă rădăcina începe să fie mucegăită, da? Din diverse cauze. Planta care iese la suprafață nu are multă energie vitală în ea, nu poate supraviețui. Se clatină precum fundația unei case și clar pereții se strâmbă, se duce ușa mai jos, fereastra stă într-o parte și cumva ca fundația noastră, practic rădăcina despre care vorbești tu, să fie una sănătoasă, puternică, să ne poată susțină, să ne susțină, trebuie să mergem un pic către trecut să rezolvăm acest lucru. În astrologie o facem prin a înțelege mai bine pattern-ul karmic, relația cu mama, cu tata, evident, pentru că și eu merg pe ideea pe care tu ai spus-o, suntem jumătate mama, jumătate tata, fie că ne dorim, fie că nu ne dorim. Și aici am o întrebare. Dacă eu sunt eu și îmi asum că eu sunt așa cum sunt, cum facem când eu sunt eu, dar sunt și suma tuturor celor din familia mea? Păi acest eu este suma tuturor celor dinaintea
accepta. Și atunci când devii conștient de acest lucru și îți asumi să poți deschide acea ușă, să poți vedea ce s-a întâmplat și să poți accepta lucrurile, că practic lucru în sine nu înseamnă că, nu știu, mă apuc eu să construiesc nu știu ce uri sau să fac nu știu câte tumbe și ce războaie să duc. Lucrurile sunt extrem de simple dintr-un punct de vedere. Adică, pornesc de la ce trăiesc în prezent. Hai să luăm un exemplu concret ca să nu mai... Concret, e mai simplu, da. Uite, vorbim de cazul unei tinere care din punct de vedere financiar este foarte realizată, dar care are probleme că nu reușește să-și găsească un partener cu care să întemeieze o familie. Da? Ok, pornim de aici. Întrebarea firească e, spune-mi, te rog frumos, doar două vorbe despre cum a fost tatăl tău în relație cu tine când erai mică, cum a fost relația părinților tăi. Ei, tata a fost foarte absent, îmi spune. Tata a fost tot timpul preocupat să facă bani. Tata muncea de dimineață până noaptea sau pleca în deplasări foarte des pentru ca noi să nu ducem lipsă de nimic. Dar eu nu-l pot ierta pentru că n-a fost lângă mine. N-a prins nicio serbare de-a mea, n-a fost lângă mine în momentele importante când am dat examene, n-a fost lângă mine când am fost bolnavă, n-a fost lângă mine să mă scoată la joacă. Practic, din punct de vedere emoțional, a fost absent total. Ca să nu mai vorbim de faptul că niciodată n-am auzit din gura lui un te iubesc. Okay. Bun, dacă e să ne oprim cu analiza strict aici, lucrurile nu sunt foarte favorabile, hai să spunem așa. Zici, da, e un om... Nu i-a păsat de familie, hai să vedem cum, poate n-a avut o relație tocmai bună cu soția și era tot timpul plecat de acasă. Numai că dacă privim din punctul de vedere transgenerațional și zic, hai să mergem un picuț mai departe, spune-mi, te rog, părinții tatălui tău, ce viață au dus, cum au fost ei? A, păi, bunicul a fost în război. Și a venit după foarte mulți ani și bolnav și practic el n-a mai putut participa la gospodărie, la întreținerea tuturor și tatăl meu fiind primul născut, i-a luat locul și a trebuit să muncească de foarte mic ca să-și întrețină mama și frații. Și practic atunci i-am spus, tu realizezi că limbajul de iubire al tatălui tău ăsta este... Sacrificiul pe care l-a făcut și pentru familia de bază, de unde a pornit, de tânăr, să trebuiască să se desprindă și să găsească soluții ca să asigure hrana familiei. Și ulterior, când și-a făcut propria familie, a zis, ce am eu de făcut, ce am învățat eu, care-i rolul meu, care-i rostul meu? Să provide, da? Să asigur hrana familiei. Și atunci limbajul lui de iubire ăsta e. Și dacă întrebi, te rog frumos, înaintea părinților tăi, bunicilor, cum a fost? Foamete, sărăcie. Deci, problema în sistemul tău familial a fost partea financiară. Tu ca vârf de lance, cum spuneam... Pentru că trăiești în prezent. Pentru că ești în prezent, da? Ai avut șansa să schimbi acest pattern, n-ai mai fost loială, dar acest lucru l-ai făcut datorită tatălui tău, care s-a sacrificat și care a muncit și care ți-a dat un anumit sistem de valori pe care tu l-ai valorificat și ai putut să ajungi cine ești. Și ia spune-mi tu, privind acum povestea, adică întregul puzzle, mai ai același tip de judecată în ceea ce îl privește pe tatăl tău? Bineînțeles că a pufnit-o plânsul și a spus, nu m-am gândit niciodată așa. Eu am privit strict nevoia mea și lipsa prezenței lui mi-a generat multă durere. Dar dacă
ne dăm voie să privim un picuț mai departe decât ceea ce ni se arată așa strict în relaționarea unul la unul. Și dacă privim fiecare persoană ca parte dintr-un sistem mai mare, lucrurile se schimbă în cu totul altă lumină. Deci, de asta spun, e nevoie să pornim dintr-un anumit punct, din prezent, să vedem ce anume nu funcționează, ca mai apoi să o luăm pe firul trecutului spre rădăcini și să vedem ce a generat din ceea ce au trăit cei dinaintea mea, ca lucrurile să ajungă până în prezent așa cum sunt ele acum. Deci numai o astfel de privire mă poate face să înțeleg și de-abia atunci pot să accept comportamentul tatălui. Nu poate fi vorba de iertare, pentru că nu pot schimba. Adică viața mea trăită fără tata nu se poate să mi-o schimbe nimeni. Nu înseamnă că dacă eu acum am înțeles, gata, dintr-o dată, în amintirea mea tata va fi prezent. Nu! Deci lucrurile nu se schimbă din punctul ăsta de vedere, dar se schimbă poziția mea vis-a-vis de tata. Și dintr-o dată îmi dau seama că nici măcar nu mai am ce să iert. Pentru că îl înțeleg, înțeleg în sfârșit ce l-a determinat pe el să se comporte așa. Adică n-a fost ceva, când înțeleg că n-a fost ceva care ținea de mine. Nu sunt eu suficient de bun, de valoros, nu m-a dorit, sunt mai urâțel, mai tâmpițel, habar n-am, știi? Da. Când înțeleg că nu este vorba de ceva ce n-am făcut sau aș fi putut face, când înțeleg că lucrurile au fost generate cu generații înaintea mea, atunci ceva în mine se poate liniști. Se așează. Exact. Și de asta spun că este necesar să nu mai fugim de trecutul ăsta și să avem o privire mai largă un picuț, pentru că, vezi, în spiritualitate se propovăduiește foarte mult acest concept al iertării. Mm-hmm. Ei bine, ai văzut cum lucrez în constelații, eu nu sunt de acord cu sintagma asta, iartă-ți părinții. De ce? O să explic imediat. Pentru că, în primul rând, asta ar încălca una din legile sufletului, legile iubirii, cum le numește Bert Hellinger, care spune că în fiecare sistem familial există un suflet al familiei și o conștiință a familiei conduse de trei legi. Acum o să încep cu legea a treia, pentru că dădeam deja exemplu, este vorba de legea ordinii sau legea întâietății. Adică, părinții au întâietate în fața copiilor, bunicii în fața părinților și tot așa. Faptul că eu, ca și copil, spun că vreau să-mi iert sau să nu îmi iert părintele, mă poziționează pe mine într-un fel în care aș fi deasupra lor. Și atunci, din start, eu încalc această lege, provocând o daună la nivel energetic în arborele meu, în sistem. Un lucru care nu este ok. Pe lângă asta, a spune cuiva, iartă, 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 când tu nu înțelegi că vezi doar ceea ce ai trăit tu acum, vezi propria traumă, durerea cu care te-ai confruntat de viață și vine cineva și te obligă, iartă, 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 mulțumesc, te iert, te iert, va, aoleu, cât te iert, poate provoca un clivaj, o rupere interioară, înțelegi, ca să pot să trec mai departe, rup acea bucată care a suferit, o ascund în inconștient și merg mai departe și zic, am iertat. Numai că de-a lungul vieții tot rupem bucățele din noi și aceste frânturi nu fac decât să ne mănânce energie. Pentru că noi, în mod normal, ar trebui să funcționăm cu sufletelul întreg. Da, e ca și cum partea aceea pe care o folosim și noi în astrologie sau, mă rog, în lumea asta spirituală, ezoterică, dai bucăți din suflet. Da. Din diverse motive. Unii pentru bani, unii pentru case, mașini, fiecare cum știe. Sunt curioasă, vreau să revin puțin la exemplul tău, că nu-și putea găsi fata respectivă un partener, iar în momentul în care îți înțelegi poziția, prin uitându-te în arborele genealogic, reușești cumva să te poziționezi
altfel față de viitor și de a privi partea masculină? În primul rând, dacă într-adevăr acea acceptare vis-a-vis de, în cazul specific, da, acum, vis-a-vis de tatăl ei, este o acceptare reală. Când într-adevăr a avut loc acel aha, din tot sufletul, în mod real a înțeles, ei nu-i mai este dificil să-l accepte pe tatăl ei în sufletul ei. În acel moment, doar după ce acceptăm în sufletul nostru părinții, noi suntem întregi, capacitați la maxim și putem avea acces la bucuria vieții, la ceea ce ar putea viața să ne ofere. Până atunci, exact cum spuneam mai devreme, sunt bucățele duse în inconștient, care mănâncă, trag energie în continuu și nu voi reuși. Deci când acel fenomen de acceptare s-a instalat cu adevărat în sufletul ei, când nu mai există niciun resentiment, când nu mai simt nevoia când îl văd să mă iau de el și să sar pe el imediat, că nu știu ce mi-a zis sau nu știu cum s-a uitat sau nu știu ce m-a deranjat. Deci, de-abia atunci, lucrurile intră pe făgașul lor normal și, da, va putea să-și găsească o relație. Va putea să intre într-o relație în care partenerul să nu fie indisponibil. Partenerul să fie prezent, pentru că nu e că nu atrage deloc partener, dar îi alege numai pe cei indisponibili, cei care să nu poată fi prezent niciodată când ea are nevoie. Pe tiparul tatălui, pentru exact, că acesta era exemplul masculin pe care ea l-a avut. Exact. Cu asta a crescut. Adică asta nu ține numai de constelații. Asta e știut și din dragul psihologie de Freud și Jung zicea, noi în pat cu soțul nostru nu suntem numai noi doi, sunt și părinții noștri și perechile lor de părinți și așa mai departe. E o înghesuială teribilă acolo. Așadar, nu, ca să sumarizăm un pic tot ce am vorbit până acum, nu este vorba de iertare, este vorba de a ne accepta părinții. A accepta, de fapt, că asta explic de fiecare dată în constelații, pentru că, da, oamenii suferă, au avut fel de fel de interacțiuni și de raporturi mai sănătoase sau mai puțin sănătoase cu părinții. Dar când le spun, acceptă părintele tău pentru că, și arăt sistemul și povestea din spate, unii sunt reticenți, crezând că această acceptare ar putea presupune și acceptarea lucrurilor reprobabile pe care aceștia le-au făcut în raport cu mine. Deci eu când spun acceptă-ți părintele, nu înseamnă că îți spun acceptă că te-a bătut. Acceptă că, nu știu, o bătea pe mama ta sau juca banii și voi n-aveați ce mânca. Nu. Când spun acceptă în sufletul tău pe tatăl tău sau acceptă pe mama ta, spun acceptă faptul că viața ta este venită prin ei și că ei sunt cei care locuiesc, rezidă, sunt în tine. Odată ce faci acest lucru, ai șansa să poți să străiești viața la capacitate maximă. Atâta timp cât refuzi din diferite motive, incapacitatea de a privi mai departe, incapacitatea de a înțelege acest proces, vei avea tot timpul probleme cu stima de sine. Vei avea probleme în a te înțelege, în a-ți înțelege reacțiile și automat vei avea probleme și în relaționarea cu ceilalți. Da? Deci să se înțeleagă, acceptarea înseamnă accept faptul că viața a venit prin voi, părinții mei. Și voi sunteți părinții potriviți pentru mine, pentru că din multitudinea de posibilități, când cele două celule s-au unit, una singură a fost eu. Da. Da? Deci doar aia există ca eu să pot fi în acest moment aici. Și eu, peste ani, vin și zic, nu mă interesează. Tu nu ești tatăl meu sau așa, mamă, n-am nevoie, sau eu știu ce alte
Și practic prin abordarea aceasta îți îngreunezi foarte mult viața, pentru că nu poți să fii cine ești, nu ți accepti și nu-ți conții părinții și ca atare la rândul tău nici nu poți să primești relații împlinite, frumoase, tu neavând rezolvat această relație de bază, pentru că nu degeaba avem nevoie de bază precum mâncare. De mama și tata, da, din interiorul tău vorbim. Deci, da, atâta timp cât animus și anima, exact, nu sunt într-un echilibru în mine și eu nu îi îmbrățișez și nu îi înțeleg că ăștia sunt. Și ăsta e produsul finit, uite, eul, care stă acum și îi judecă. Până ce nu trec prin acest proces de acceptare, lucrurile nu au cum să meargă bine. N-au cum. Adică nu poți fi întreg. Iar vindecarea vine ca un proces de lungă durată, trebuie să spunem și lucrul acesta, pentru că oamenii în ziua de astăzi vor merg la 3 cursuri de temir ce lucru, merg, citesc 2 cărți, mă duc până la bibliotecă, îmi iau un podcast la ascult și gata, eu am făcut tot ce se putea face și mă vindec. Vindecarea vine la pachet cu multă, multă muncă, cu multă răbdare, luând o problemă din mai multe puncte de vedere, analizând-o și cu răbdarea și încrederea că o să înțelegi, pentru că e despre a înțelege și a accepta. Cum îmi place să spun că dăm așa câte o foiță de ceapă și apare o altă perspectivă și mai scoatem o foiță de ceapă și vedem dintr-un alt unghi poate același lucru, dar cu totul altceva mi se relevă și tot așa. Da, știu, suntem în secolul vitezei și vrem ca lucrurile să desfășoare pe repede înainte și toate să ne fie la îndemână ieri, dacă se poate. Numai că procesele sufletește au timpul lor. Când este pregătit, știi că eu așa încep întotdeauna când sunt întrebată în constelații, bine, dar ce temă? S-a ales o anumită temă? Pe ce se va juca? Tot timpul spun, trebuie să lăsăm, să dăm cezarului ce al cezarului. Să lăsăm inconștientul să vedem ce ne-a pregătit, ce e pregătit să scoată la suprafață. Pentru că eu pot să-mi pregătesc o temă de acasă, și în momentul în care grupul se întâlnește și suntem în câmp, să iasă cu totul altceva. Deci, e nevoie de timp, e nevoie de răbdare. Dacă ar fi să dau un sfat, deși nu mi s-a cerut, sfatul meu ar fi ca o persoană care într-adevăr vrea să își consteleze problemele, să vadă ce, sau se apucă și lucrează pe o genogramă, da? Să aibă un terapeut cu care să poată parcurge acel proces de conținere ulterior, pentru că doar faptul că te-ai dus la o constelație și într-adevăr ți-au fost revelate foarte multe lucruri, au ieșit la suprafață foarte multe emoții, la final poți să înțelegi pattern-ul, ai aflat chiar și secrete pe care nu le știai legate de familia ta, nu înseamnă că lucrurile sunt rezolvate. Da, așa este. Este un proces prin care tu trebuie să treci și sunt lucruri pe care tu să poți ulterior să le gestionezi. Practic, sufletul pleacă așa într-o călătorie atunci când vine la constelație, atunci când vine un om la o consultație de astrologie, pentru că putem să îmbinăm foarte frumos lucrurile acestea două. Știu că și tu ai studiat astrologia și că normal le îmbini. Ce facem cu părțile acestea de suflet din noi pe care nu ni le vedem? Uite, vii la o constelație și poți să vezi. Le aduci pentru că ele sunt conținute în inconștient. În constelații, de fapt, este revelat inconștientul nostru. Este calea cea mai ușoară prin care poți accesa inconștientul și poți vedea toate aceste părți frânte din tine și poți decripta mecanismele de apărare pe care ți le-ai format ca să poți trece ulterior peste durerea traumei pe care ai avut-o. Deci, constelația este un instrument foarte bun pentru a putea lucra cu aceste părți.
Cred că rămăsesem un picuț datoare cu niște legile sufletului. Da. Am început cu legea numărul 3. Legea, prima lege a iubirii din cadrul sistemului sufletului unei familii este legea apartenenței. Legea apartenenței însemnând că fiecare individ are drept egal de a aparține sistemului. Adică m-am născut într-o familie, aparțin acelei familii, nu dacă s-au supărat ceilalți că, nu știu, n-am dat la facultatea la care au vrut părinții, sau sunt cazuri în care un personaj se apucă de băutură și ceilalți încep să bețivul nenorocitul, gata, asta nu mai face parte din familie, sau nepotul nu știu care nu face nu știu ce și atunci îi zic, tu nu mai faci parte din familia asta. Da? Se întâmplă să auzim. Întâmplă foarte des, ei, lucrul ăsta încalcă această primă lege și generează foarte multă tensiune în sistem. Și dacă acest lucru nu este înțeles, din nefericire urmează legea a doua, a echilibrului, care tinde să echilibreze lucrurile în sistem și face un arc de cerc așa în timp și alege un reprezentant care se va identifica cu cel exclus și care va ajunge să simtă și să facă întocmai să trăiască fix aceeași poveste, doar de astă dată sistemul va aduce reparația necesară. Practic te obligă viața să... Exact. Să rezolvi? Să rezolvi ceea ce în mod normal nici n-ar trebui să existe, că nimeni n-ar trebui să aibă un asemenea rol, să se simtă atât de orgolios încât să spună eu sunt mai meritos. Eu merit să fac parte din acest sistem, din această familie, tu nu. Asta nu este datul nimănui, pentru că suntem în această familie, adică e ceva absolut normal. M-am născut din acești genitori în cadrul acestui sistem. Nimeni nu are dreptul să te scoată. Numai că viața bate filmul și lucrul ăsta se întâmplă destul de des și îmi amintesc de o constelație în care în mijlocul poveștii respective apare un reprezentant din cadrul acelei familii care spune eu am venit aici doar ca să mă vedeți. Nu vreau iertarea voastră. Nu vreau iubirea voastră. Vreau doar să fiu văzut și să știți că exist. Ca să dau așa două, trei indicii să se înțeleagă, acea persoană era de fapt un soț care își părăsise soția însărcinată, ieșise din sistemul lui, din familia lui, pentru că familia l-a renegat atunci, a plecat, s-a dus, n-a știut nimeni de el până la finalul vieții, se mai auzise așa că posibil să-și fi refăcut viața, dar vezi, la nivelul sufletului, după aproape 100 de ani, când s-a făcut această constelație de către strănepoată, acesta a venit și a spus, nu vreau iertare. Nu vreau iubire, vreau doar să știți că exist, că sunt și eu parte a acestui sistem. Foarte frumos s-a arătat atunci, exact ceea ce și mai frumos Berhellinger a înțeles și a desprins ca legea ale sufletului în cadrul sistemului, în urma muncii sale de constelator de foarte mulți ani. Și acum, mergând așa, îmbinând partea aceasta de astrologie și partea de constelații, lucrăm la constelații, adică prin partea de constelații putem să vorbim și despre a ne lucra o karma, folosești conceptul acesta? Pentru că noi în astrologie suntem cu toții cumva în jurul acestei idei de karma, am o relație karmică, până la urmă cred că toate relațiile sunt karmice. Păi dacă ne luăm exact și mergem exact pe firul poveștii și analizăm ce am vorbit până acum, dacă noi suntem produsul trecutului, practic tot ce n-a fost rezolvat vine la rezolvare prin mine, cumva păcatele cu ghilimele, da. Spun, da?
păcatele tatălui meu, păcatele mamei mele vin către mine și mă obligă să le găsesc o altă rezolvare, să găsesc o altă soluție pentru a rezolva acel lucru, e clar că e karmic. Tot. Facem arcul acela în timp, de cerc în da, timp. Exact. Și relațiile acestea ni le lucrăm și prin, evident, altă formă. Adică am ceva de rezolvat în viața mea, mă pot lucra și prin relația cu partenerul să-mi rezolv, mă obligă viața să-mi rezolv relația cu tatăl, cu bunicul, cu fratele. Cel mai bine se lucrează în relația cu partenerul, pentru că acolo ne sunt apăsate butoanele roșii cel mai bine, ne și autodezvăluim cel mai mult, ne și deschidem, lăsăm toate barierele, știi, și venim cu sufletul deschis, apar acolo și îngerii și demonii din fiecare și atunci, da, e modalitatea cea mai la îndemână, știi, că nu sunt o persoană religioasă, dar dau acest exemplu, în religie se spunea că există două căi spre mântuire. Calea ascetică, calea călugărului, uh-huh, și calea căsătoriei. Da? Deci ajungi până la urmă să-L cunoști pe Dumnezeu și să te apropii de El, fie retrăgându-te și fiind în comuniune cu El, cu natura, cu tot, într-o legătură directă, fie prin munca și frecușul zilnic în relația partenerială în care învingi practic demonii tăi și el pe ai lui, din această iubire care în mod normal, conform legii echilibrului în relații, uite, din constelații, ar funcționa dacă am înțelege că conform acestei legi a echilibrului, când eu îți ofer un serviciu, o parte din mine, cu drag, da? Adică sunt deschisă și vin către tine. Tu atunci când îl primești, ca să echilibrezi, vei fi inconștient, forțat, cumva, să-mi răspunzi. Mm-hmm. Ei, dacă răspunsul tău va veni cu un picuț mai multă iubire, atunci relația dintre cei doi crește. Este o relație foarte bună, cu potențial. În schimb, în sens invers, ar trebui să funcționeze pe negativ. Când încep să te bubui și încep să-ți reproșez lucruri și să mă lupt cu tine, e clar că, sistemic vorbind, sunt obligat să-ți răspund. Da. Da? Dar dacă o fac cu un pic mai puțină răutate, cu mai multă blândețe și mai puțină răutate, atunci din nou acea relație are foarte mari șanse să se dezvolte și să meargă împreună. Înțelegi? Da, da. Adică se echilibrează în continuu suficient pe plus cât să ne crească iubirea și pe minus răutățile cât să nu ajungem să ne urâm. Da. Da? Prin relații ne vindecăm, în fond și la urma urmei. Prin relații ne vindecăm și e bine să nu fugim la primul hop din relații și să învățăm ceea ce făceau și străbunicii noștri care spuneau relațiile durează, tată, pentru că eu s-o obișnuit să repar lucruri, nu să le arunc și să mă duc să-mi cumpăr altul, știi? Ei bine, dacă învățăm măcar atât, cu asta mi-aș dori să rămână oamenii care ne vor privi, cu faptul că există legile nescrise ale iubirii și că echilibru între relații se poate păstra având grijă să dau un pic mai multă iubire în mine și mai puțină răutate, ecuația aia cătă are rezultat. Are rezultat, da. Ce facem în cazul în care sunt triouri și nu odată, de mai multe ori în relații? E clar că venim la constelație și lucrăm treaba asta, e clar că mergem la un astrolog și încercăm să înțelegem de ce a funcționat, de ce nu a funcționat, dar în cele din urmă, prin constelații, încercăm sau aflăm sau reușim să acceptăm că am avut și noi o vină?
Știe, fiind subiectul. E de atenție la cum pui problema. Asta depinde foarte tare de fiecare subiect în parte, de cât de multă putere de conștientizare poate avea. Păi pornim de la premisa că într-o relație amândoi greșesc, adică nu e unul perfect și unul păi nu. Păi dacă deja, dacă m-am poziționat în relație superior, acea relație este pierdută, din start voi pierde partenerul meu. Oamenii nu înțeleg lucrul acesta în general. Cel puțin cât am reușit eu să lucrez prin consultații, pe partea de compatibilitate, nu toți, dar unii nu înțeleg. Dom'le, eu n-am greșit cu nimic. Dom'le, m-am înșelat, am aflat după 9 luni, dar eu n-am greșit cu nimic. Iar acest nu am greșit cu nimic, uneori te lasă așa, te frapează, nici nu știi ce să mai zici, ca nu cumva să nu strigi okay, mai rău. Ok, atunci eu aș întreba, unde ai fost tu în relație de n-ai văzut că lucrurile au derapat? Dacă tu n-ai greșit cu nimic și ai fost suficient de prezentă, atunci rezultatul nu ar fi fost ăsta. Deci e clar că... Ce-a făcut? M-am ocupat de casă, de familie, el s-a dus la muncă, eu n-am greșit cu nimic. Păi deja că te-ai ocupat de casă și de familie, dar în relația cu el nu ai construit ceea ce ar fi fost normal să construiești, înseamnă că aici, ok, nu numi greșeală, numești o scăpare. Ți-a scăpat chestia asta și uite că a scăpat și el. Ai lucrat practic mai mult cu rolul de gospodină și de mamă și ai uitat de rolul tău de femeie. Iubită. Da, de femeie seducătoare, de femeie senzuală, de femeie care e normal să se îngrijească și de latura asta în cadrul unei relații, că dacă doar îl hrănești și se face de 100 de kilograme lângă tine și începi să-l disprețuiești că nu mai arată cum arăta... Știi, intri într-un cerc de ăsta vicios, nici ție nu-ți mai place, el nu mai așteaptă nimic de la tine că ești în rolul mamei, doar îl hrănești. Și atunci relația respectivă nu este echilibrată. Deci, legat de trio formidabil, da. Voiam să spun că în constelații, da, apar, sunt uneori am fost prezentă de ca secret, da. Și ce șoc să afli sau să realizezi, nu să afli, că eu cred că știi, cred că în câmpul tău energetic se afli informația. Ca femeie e imposibil să nu știi. Da. Dacă te blochezi și nu vrei să vezi, asta este alt subiect, e altceva. Îl abordăm după. Da. Deci apar aceste tipuri de secrete, bine, cauzele pot fi multiple. În primul și în primul rând, cum vorbeam mai devreme, în cazul în care unul dintre cei doi nu mai este în relație și eu refuz să văd că nu mai e în relație și am un atașament care mă forțează din interior să rămân acolo, adică nu lucrez cu mine și rămân agățată de partener, partenerul până la urmă își va dori să găsească un partener pe măsura lui cu care să poată construi. Uite, din punctul de vedere al, nu știu, nu m-aș vrea să zic neapărat al constelațiilor, dar din punctul ăsta de vedere sistemic, sunt anumite lucruri care pot fi interpretate și un picuț diferit. Adică, dacă ești într-o relație cu o femeie și a apărut în viața ta o altă femeie cu care ai o relație amoroasă și în urma căreia rezultă un copil, chiar dacă în relația ta de bază, în prima relație, ai copii, poți să ai mai mulți copii, 1, 2, 5, câți ai, în momentul în care ești în a doua relație din care rezultă un copil, el fiind cel mai mic, corect din punctul de vedere al sistemului, este ca tu să pleci cu femeia care ți-a dăruit ultimul copil. Nu să rămâi în familia de bază unde ai deja 1, 2, 3 copii. Wow, de ce? Pentru că sămânța noului germene al vieții abia a venit și are cea mai mare nevoie de tine ca să se poată dezvolta. Vezi? Deci pot fi unele lucruri pe care mintea noastră le poate judeca ca fiind aiurea sau greu de digerat,
Dar în lumea asta sufletului, unde nu există, sau conotația de bine-rău nu este la fel ca cea pe care o dă mintea noastră când privim un anumit lucru, știi? Și asta am stat și m-am gândit, bă, dar nu înțeleg de ce. Și mi-a venit în minte o explicație. Deci se spune că acel creator 1 s-a auto-observat și stând el așa în nemișcare a zis, mă, vreau să experimentez și altceva. Și atunci s-a privit în oglindă și era 1, da? Adică făcea o mișcare la dreapta, o mișcare la stânga, nu-mi spune nimic, adică sunt eu, nu. Și atunci el a făcut această splitare plus minus ca să existe interacțiune, da? Să poată naște mișcare și energie. Și atunci acest lucru îmi dă, de fapt, explicația a ceea ce înseamnă plusul și minusul, înseamnă același unu. Yin și yang. Da. Și atunci, pentru creator, faptul că ăsta a fost bețiv, că ăsta a fost nu știu cum, că a înșelat, că nu e nimic. Înțelegi? De-aia, la nivelul ăsta, judecata, dacă o putem numi astfel, este cu totul alta. Foarte interesantă perspectiva, te pune pe gânduri, bineînțeles că e greoaie de acceptat și îți ia niște ani să lucrezi cu ea și să citești și așa mai departe, dar e de gândit până la urmă și uite, afli o perspectivă nouă, poți să evoluezi altfel auzind un om povestind. Revenind la partea asta de trio, cum, în general, am zis, prin relații ne vindecăm, dar ai observat un, nu vreau să zic neapărat un pattern, dar în general, relațiile dintre soți, având evident la bază relația fiecăruia în parte cu propria familie, dar făcând arc de timp în spate către străbunici, adică ai vreo poveste dintre asta destul de interesantă sau cumva să le povestim oamenilor să înțeleagă mai bine cât de mult te poate afecta străbunicul străbunicului, de exemplu, pe care nici nu te-ai fi gândit că ar fi existat, pentru că noi nu ne gândim neapărat către trecut în modul acesta, ci mergem către viitor și cum să mă căsătoresc și cum să fac copii și în ce vacanțe să mai plec și cât să-mi bucur sufletul, dar care, de fapt, sufletul nu e chiar atât de bucuros și nu știi nici tu de ce ești nefericit de foarte multe ori. Și uite, nefericirea uneori ți-o pot explica prin a merge la constelații și a lucra ca să înțelegi mai bine ce fel de energie ai acolo și de ce te simți așa cum te simți în acel moment. Deci, întrebarea ta este dacă am un exemplu concret de trio care a putut genera... Da, mi-a venit da, acum un da. Exemplu, uite, în timp ce sumarizam da. Întrebarea ta. Am lucrat la un moment dat cu o frumoasă tânără care a venit spunându-mi, băi, am un gând de care nu pot scăpa, deci mă bântuie incredibil, nu știu... De unde, nu știu de ce, nu știu ce să fac cu el. Ok, despre ce e vorba? Este vorba despre faptul că, deși eu am o relație ok cu soțul meu, îmi doresc un iubit, în afara relației, cu care să am un copil și acel copil să-l cresc alături de soțul meu. Zic, stai un pic, soțul tău nu poate avea copii? Ba da, avem copil împreună. Ok. Și zice, de asta am venit la tine, nu mă întreba. Nu știu să-ți răspund, este ca o himeră, ca un ceva care nu îmi dă pace. Face parte din mine, intru în fel de relații. Deci cumva trăia deja. Da. Așteptând să apară acel partener potrivit cu care să fac acel copil pe care să-l iau ulterior acasă. Ca fiind al soțului. Și, bineînțeles, ce poți să faci în acest caz? Hai să ne apucăm de genogram. Hai să vedem. Spunem ce știi de părinți, de bunici. Ne-am apucat, am desenat, am făcut și i-am dat ca temă. Până data viitoare să afle tot ce poate de legat de relațiile pe care le-au avut părinții, bunicii, străbunicii. Ce poate să spună și... Părinții și bunicii fiind în viață, adică putea să mai aibă astfel de discuții, da.
Și mă sună seara. Ioana, incredibil. Nu pot să cred ce mi s-a întâmplat. Ei, o sun pe bunica. Uite așa, 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 mi-a spus să aflu informații legate de subiect. Nu i-a spus că asta este problema ei și așa, normal, doar că s-a apucat să lucreze genograma și că e necesar să afle dacă au existat iubiri semnificative în viețile persoanelor din familia respectivă, de care nu s-a vorbit. Și bunica îi spune, știi, nu s-a spus, dar sora mea, căsătorită, cu copil, s-a îndrăgostit nebunește de un domn, dar n-a vrut să-și părăsească familia. Și a făcut un copil cu el și, nedorind să-și părăsească familia de bază, s-a întors, practic, acasă și a crescut copilul ca fiind al soțului, nimeni n-a mai spus nimic, au împachetat frumos povestea. Acel partener, practic, tatăl real, biologic, al acelui copil, care practic era doar la două linii în spatele ei, nefiind văzut, nefiind recunoscut, deci fiind exclus din sistem. Da? Deci o nedreptate. Și atunci, cum spuneam, se face arcul de timp, da? Și un reprezentant al sistemului va începe să joace același rol și va căuta, practic, să recreeze același context pentru a aduce reparație. Ei bine, faptul că această tânără și-a dat seama și n-a stat așa în această himeră și n-a zis, ha, ce mișto, am și soția, gata, mă duc și îmi fac partener la nesfârșit până când mai fac un copil și vin acasă copilul și recreăm tabloul. Și faptul că a conștientizat că e o problemă pe care nu și-o putea explica, că nu era ceva concret, real din viața actuală care să-i poată da un răspuns, a ajutat-o, uite, să rupă acest pattern. Și să se elibereze. Și să se elibereze. Ulterior, mi-a confirmat faptul că s-a liniștit. Adică m-am mai văzut cu ea după o lungă perioadă de timp și mi-a spus că a încetat cu totul aceasta. Îmi spunea, pur și simplu intram într-o stare de reverie, dintr-o dată zici că mi-a păsat cineva un buton, intram așa, cum prindeam un moment liber, visam cu ochii deschiși la acel iubit al meu și ce pasiune și cum apare copilul și după aia dintr-o dată zicându-mi, da, eu nu rămân cu el, mă întorc la soțul meu. Știi? Inconștientul. Cum lucra, da. Și cum sufletul accesa? Acela. Da, 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 da. Care își cerea... Deci nevoia sistemului de a reechilibra și de a face ca toată lumea care aparține să fie știută și să fie văzută, a făcut ca această tânără să retrăiască parte din poveste, bine că și-a dat seama la un moment dat, bine că a căutat rezolvarea pe care, iată, a găsit-o și atunci lucrurile s-au așezat. Iar în cazul în care nu ar fi înțeles și nu ar fi știut despre partea cu siguranță ar fi ajuns să facă același lucru și practic ștafeta s-ar fi dat mai departe. Asta voiam să zic, și ar fi un nepot, copilul. Un copil, nepot sau la, nu știm la câta linie, s-ar fi generat fix același context, aceeași poveste, până când unul e suficient de conștient să zică, ci cum e? Ce se întâmplă? De unde vine? Hai să caut o rezolvare, hai să schimb ceva. Și practic, fata din exemplul tău a rezolvat acel nod, cum l-am numit noi, da, sau da, da. Acel moment, nu moment, acea stare, acea idee karmică, da, pe care... Exact, doar prin faptul că s-a aflat și în genograma ei a prins și acel suflet, acel domn, care făcea parte din acel sistem. A fost văzut, a fost auzit. Văzut, exact. Și a venit eliberarea cu liniște, exact. Cu așezare. Exact. Iar practic... Și mai vreau aici neapărat, iartă-mă că te întrerup, nicio problemă. Dar nu vreau să uităm că sunt în trecutul nostru, nu foarte îndepărtat, vorbim de acum 100 de ani așa, în trecutul nostru în general, sunt... copii neștiuți, copii care au murit și despre care nu s-a vorbit.
sunt copii care au rezultat din relații nu tocmai acceptate sau dorite. Pentru că dacă ne amintim în acea perioadă de timp, tinerii de atunci, vorbim de generația bunicilor noștri, foarte mulți dintre ei s-au desprins din satele lor să vină să muncească la oraș și munceau prin casele unora care erau mai înstăriți, care se întâmpla să le placă pe tinerele domnițe, domnișoare și să le facă copii, după care erau dați afară din casă, fiind considerați o rușine pentru statutul lor. Uh-huh. Și astfel au generat multe nedreptăți de copii nerecunoscuți, copii din flori, copii morți în război sau în foamete, de care nu s-a vorbit ulterior, pentru că ce sens are să mai povestești de o durere. Mama respectivă a încriptat-o, a închis-o undeva și a lăsat-o, neștiind ce va genera în timp. La fel cum nu se vorbește nici în timpul prezent de copii nenăscuți, fie că s-au născut morți, fie că au avut o problemă în timpul sarcinii și sarcina s-a oprit din evoluție, fie în avorturi. Uh-huh. Sunt din nou persoane care fac parte din sistem chiar dacă nu mai sunt prezenți. Haideți să, mai bine, cred că e mai simplu să spun cine face parte de fapt din sistem. Da. Că dacă ne închipuim că suntem doar eu, copilul, soțul, mama, tata și bunicii și nu. Deci din sistem fac parte părinții mei cu frații și surorile și soții și copiilor. Bunicii mei cu tot așa frați, surori, soții, copii, toți. Și așa mai departe în spate cât de mult pot să sap și să găsesc. Și vii sau decedați. Da. Deci nu-i prindem în sistem doar pe cei care sunt în viață. Discutăm la nivel de suflet, exact, nu la nivel fizic. Exact. Și atenție, și partenerii semnificativi care au atins viețile celor din sistem și cu care au existat copiii care s-au născut sau nu. Adică, la vârsta de 18-19 ani am o relație nebună cu cineva, îndrăgostită, fac un avort că îmi dau seama că nu pot să mă căsătoresc, nu-i momentul, facultate, și după aia îmi văd de treabă, acel partener nu mai există, acel copil nu mai există, n-am nicio problemă. Te căsătorești, faci copil și spui că eu am un singur copil și el e copilul 1. E greșit. E 2. În genograma ta trebuie să existe și acel partener cu care tu ai avut o relație de iubire și cu care ai avut acel copil și acel copil. Și dacă acești parteneri nu sunt recunoscuți, din nefericire, copiii care vor rezulta în relațiile ulterioare vor juca rolul acestora. Atenție! Dă-ne un exemplu concret, ca să fie foarte clar pentru omul de acasă că e extraordinar, deci, de înțeles subiectul ăsta. Mamă, tată, copil. Da. Da? Se rupe relația, fiecare se recăsătorește. Da? Mama rămâne cu copilul, vine un alt soț. Mama nu-și iartă soțul că s-a întâmplat un ceva de ajuns la divorț, da? Și nu îl acceptă pe el așa cum a fost și nu își amintește iubirea care i-a legat inițial. Își amintește numai drama pe care a suferit-o în relația cu el și, practic, neacceptându-l pe fostul soț, neagă acea parte din copil. Bun. Deci copilul din start va începe să joace rolul tatălui plecat. Și auzim fraza aia, semen cu tactul. Da,
numai tai că tu făcea așa, numai că numai ăla te-a învățat și numai la la la. Și asta practic este partea din ea care nu și acceptă soțul, tatăl copilului, nu neapărat că nu și acceptă copilul în sine. E partea nevăzută păi de suflet. Păi asta nu înțelege, că ea zice, vai că te iubesc. Da. Dar o jumătate din acest te iubesc este de fapt tatăl lui pe care tu nu-l accepți și ești în luptă cu el. Și atunci copilul va lua locul tatălui, va încerca să rezolve situația nerezolvată dintre ei doi și ce va face el dacă e băiat? Va intra în conflict cu noul partener al mamei, pentru că la nivel subtil el este tatălui. Și atunci noua relație câte șanse are? Din start nu prea, pleci cu jumătate de măsură. Exact. Și atunci rezolvarea este una foarte simplă, dacă o privești din punctul ăsta de vedere. Amintește-ți ce te-a legat de acel bărbat. Acceptă faptul că relația voastră a ajuns în acel punct datorită amândurora. N-a greșit numai el, n-ai greșit numai tu. Ia ce-i frumos și ce-a lăsat frumos în tine relația cu el, ia cu tine partea ta de vină, dacă o putem numi așa, de greșeală care a dus la ruptură, lasă cu el partea lui de vină și de greșeală și dă-i drum. Ca să poți să-ți vezi te-am liniște iubit. De pace. Te-am iubit, înțelegi? Atâta trebuie să-i spună, te-am iubit, da? Ești partenerul meu, te iau în sufletul meu ca tată al copilului meu, ca partener al meu. Înțeleg că acum drumul nostru s-a sfârșit. Iau partea mea de vină și las partea ta de vină cu tine și te las în pace. Atât trebuie. Zâmbesc pentru că mi-am adus aminte de la Constelație fix de o tipă care m-am întâlnit cu ea într-o pauză și îmi spunea că a venit să lucreze relația dintre ea, noul soț și copil. Copilul și soțul nu se acceptau sub nici o formă. Mai mult de atât, copilul nu avea nicio relație bună cu tatăl. Asta pentru că mama și tatăl nu vorbeau. Și uite, fix pe ceea ce ai povestit tu, era așa o încărcătură foarte mare în sufletul ei. Efectiv se vedea din modul în care vorbea, povestea și nu reușea să-și găsească liniștea și mai avea un alt copilaș cu actualul soț și ea stătea mai mult copilul, primul copil, soțul cu copilul cel mai mic. Al lui, da? Da, al său. Și cumva se produsese așa o ruptură și era la pas, în pumpăna, divorțezi, nu divorțezi, ar fi al doilea, al treilea divorț, de fapt, dar avea doar un copil. Adică avea o viață destul de complicată și chiar sper că și-a rezolvat. Păi și uite, diagnoza rapidă da. Și soluția. Bine, gândește-te că trebuie să fie un proces interior în care tu, cu tot sufletul, să înțelegi că bărbatul respectiv chiar a fost iubit de tine și chiar ai avut părți frumoase cu el și chiar și tu ai o vină în ceea ce s-a întâmplat pe care ți-o asumi și lași în pace fără să-i porți ură pentru ce s-a întâmplat. E clar că lucrurile nu puteau sta altfel, știi? Noi căutăm să învinovățim pentru că nu avem această acceptare a lucrurilor așa cum au venit și cum sunt. Tot timpul avem senzația că am fi putut schimba ceva. Păi n-am fi putut, pentru că dacă am fi putut, am fi făcut-o. Cine ne-ar fi ținut? Exact asta spun și eu. În primul rând, viața e despre tine, nu în sens egoist, dar să te înțelegi mai bine tu pe tine, să înțelegi lecțiile pe care le ai și în al doilea rând, partea asta de regrete, dacă aș fi făcut așa, ar fi fost altfel. Nu există să fi putut să fi făcut altfel. Așa trebuia să se întâmple, așa s-a întâmplat, așa o să se întâmple veci pururi, pentru că așa sunt lucrurile, le luăm ca atare. Tu în viața asta vii să fii, eu să fiu și să trăim și să fim. Da, să ne vindecăm, să trecem la un alt nivel din punct de vedere sufletesc, spiritual, nu neapărat fizic. Vreau să te întreb, Ioana, despre, uite, o recomandare, părinții și copiii, pentru că până la urmă aici e baza relațiilor noastre în fond și la urma urmei, ca să ne avem relații sănătoase, trebuie să ne conținem părinții. Recomand să vină la Constelații împreună, părinți și copii, le recomand să vină separat. Cum abordezi tu subiectul acesta?
Eu recomand să vină separat. Pentru că poate fi foarte dureros pentru părinte să vadă poziția copilului în raport cu el. Și în loc să-i dea voie să se manifeste, poate încerca să-l blocheze. Ah, cum spui așa? Am făcut eu așa ceva, dar oprește-te, dragă! Și ce tot plânge atât când, înțelegi? Da. Și atunci lucrul ăsta, în loc să ajute, mai mult blochează. Sau inhibă, nu... Da, deci da. Nu prea recomand să vină, să vină mama cu copilul, pentru că se știe clar că orice copil are întâi de lucrat relația cu părinții și acceptarea părinților și atunci e bine să nu fie de față, mai bine să lase să treacă prin proces și ulterior, dacă vor să aibă o discuție, asta e altceva. Sunt întrebată dacă atunci când are loc această acceptare, această discuție în timpul constelației cu reprezentantul care joacă rolul mamei, a tatălui și așa, dacă după aia e bine să se ducă să spun mamei, să-i spun tatălui, uite ce am simțit, uite ce am așa, și asta las la latitudinea fiecăruia, însă atunci când faci un proces, nu trebuie să te duci să-i zici, auzi, măi, mamă, băi, dar ce te accept, mă, în sufletul meu? Hai că te-am înțeles în sfârșit. Nu! Se vede la nivel de suflet, din atitudine. Este vorba de, încă o dată o subliniez, este vorba de a accepta acele două părți din interiorul sufletului tău. Deci tu intri în interiorul tău și le pui într-o congruență, le pui împreună și le accepti și le înțelegi. Da? Deci nu trebuie să nici să suni pe mama, nici să treci prin nu știu ce proces, să treci pe la ea, să îi spui, îi reproșezi, ea îți reproșează, te ceri, lacrimi, muci și ai plecat de acolo mai varsă decât ai venit. Nu. Deci... În liniște și în pace și în acceptare. În liniște, în pace, în acceptare, în interiorul sufletului tău. Și cu rușinea? Că e un sentiment dintre ăsta atât de greuț și atât de apăsător. Să știi că vinovăția cred că e mai apăsătoare decât rușinea. Și vinovăția asta vine exact din ce vorbeam noi mai devreme, din crezul că aș fi putut schimba lucrurile și aș fi putut face altceva, altfel. Lucrurile să stea altfel încât rezultatul final să fie altul decât cel care a fost deja. Iar cu rușinea era destul de promovată pe timpuri. Nu faci așa, mamă, că ne râde satul, ce ne zice? Vorbește vecina, ne ia la ochi nu știu cine. E rușine, mamă, să spui, să faci, să te arăți așa. În vremurile noastre lucrurile s-au mai schimbat într-atât de tare încât... Dacă deschizi un canal de televiziune și vezi ce se promovează, te întreb dacă mai există sau exista vreodată, măcar, nu rușine, nu știu cum, bun simț, știi? Dar vinovăția este cea care e mai dureroasă și, de fapt, cea mai de temut emoție este durerea. Toți fugim de durere și ne e greu să o acceptăm, de aia și avem rând, de aia și stăm în relații care nu funcționează și așa mai departe. E, și vezi, sistemul tot așteaptă să vină un curajos care să-și asume. Măi, mă bucur că ne-am găsit, noi pare că suntem așa pe vibe aici, pe curaj, mergem la constelații, lucrăm, tu ții constelații până la urma urmei. Vezi, sufletul își cere partea, fiecare parte pe care ai dat-o din suflet, că nu avem doar o parte, avem multe, multe părți și dacă vrei să fii bine cu tine și să fii întregit, poți să găsești așa răspunsuri, împlinire, alinare, acceptare pe termen lung lucrând cu tine. Am fi putut să vorbim încă multe, multe, multe ore. Îți mulțumesc pentru astăzi, îți mulțumesc că ai venit și ne-ai oferit informații prețioase. Dragilor, sper să vă ajute și pe voi ceea ce am povestit noi. Dacă veți avea întrebări, lăsați-le în comentarii și cu drag ne găsim și povestim. Să aveți o zi minunată. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc foarte mult și eu și vreau să închei cu o singură idee. Venim
în trupul ăsta, așa, știi, se spune că sufletul coboară în trepte, în bucăți, în timp, știi, în primii 7 ani de zile coboară sufletul până se întrupează total. Și la final, deci coborâm fragmentat, da, în etape, și la final sper eu și îmi doresc ca asta să se întâmple fiecăruia dintre noi, să plecăm ca un întreg. Așa, să fim cu sufletul întreg și împlinit. Mulțumesc! Mulțumesc. Zi faină! Zunivers Podcasts.